Remus ne-ați mulțumesc că ai acceptat, iată, această discuție aici în Parcul Cismigiu, într-o zi frumoasă de vară, la București. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și da, acest război ne privește, ne privește în, în tot ceea ce este mai important legat de valorile noastre, de valorile democratice, iar viitorul societății noastre, viitorul economiei noastre, viitorul Europei depinde în mod esențial de ceea ce se va întâmpla în Ucraina. De aceea e foarte, foarte important să susținem această țară, să fim alături de ea, sigur, și cu sprijin umanitar și aici România a făcut lucruri extraordinare, dar și militar. Este vital ca Ucraina să învingă, să, să câștige acest război, să-și recupereze teritoriile și să-și mențină independența și suveranitatea? Să fiu sincer, m-am mirat puțin când te-am văzut acolo. Ai scris pentru Newsweek, dacă nu mă înșel. Nu te știam în ipostaza asta de jurnalist, mai ales jurnalist corespondent de război. Ești activist civic, politician, în sfârșit. Dar iată că această postură te-a prins foarte bine. Am mai avut experiențe în jurnalism de-a lungul vieții, am mai lucrat în presă, am așadar o anumită experiență. De asemenea, am mai fost în zona de conflict. Am fost și în Iugoslavia în 1999, în timpul războiului. De atunci am avut și experiența Revoluției Române din decembrie 89, când am fost peste tot pe unde s-a tras prin București. Așadar, botezul focului deja îl aveam. Dar prezența mea în Ucraina este motivată din câteva considerente foarte importante după părerea mea. Pe de-o parte, vreau să-mi aduc și eu contribuția la a rămâne cât mai multe mărturii despre ceea ce se întâmplă acolo și în Ucraina am realizat foarte multe materiale pentru Music România, interviuri, sigur, și cu oficialități, dar și cu oameni obișnuiți pe care am întâlnit acolo și am vrut să aflu și să înregistrez experiențele lor sub bombardamente, sub rachete. Mulți au povestit cum au trebuit să plece din orașele lor. De asemenea, am postat și la mine, pe pagina mea, de pe contul meu de YouTube, clipuri, inclusiv explozii. Inclusiv explozii surprinse... Când eram în live pe YouTube, chiar atunci erau bombardamente rusești în Harkov. Asta a devenit, din păcate, pentru ucrainieni, un mod de viață. Da. Dar hai să ne întoarcem puțin. Cum ai plecat? Nu știu, cei de la Newsweek ți-au propus sau te-au sprijinit financiar? Cum îi vine unui om ideea asta și cum pleacă? Adică cum face practic să ajungă acolo? Um, ideea mi-a venit după ce am fost uh, voluntar la Vama Isaccea. O perioadă am fost voluntar uh, pe, uh, pentru refugiați la Vama Isaccea. Am văzut această dramă. Am... Constatat-o direct, vedeam în fiecare zi cum vin valuri și valuri de refugiați. Am interacționat cu ei, am vorbit cu ei. Acea dramă incomensurabilă, evident că mi ocupa conștiința și mă gândeam foarte mult la ce se întâmplă acolo, urmăream știrile, de sigur. Te-ai gândit de la începutul războiului, nu știu, prin februarie că îți dorești să mergi sau au venit pe parcurs, văzând drama refugiaților? Uh, Ideea a devenit decizie. După ce am avut experiența de voluntar la Vama Isaccea, uh, ideea mi-a venit din primele zile, pentru că aveam deja o anumită experiență, Vă, îți spuneam și Iugoslavia și Revoluția Română, dar uh, m-am gândit cum să fac asta, cum, cum, să, cum pot să ajung acolo, pentru că sigur, trebuie luate în calcul resursele necesare, trebuie mă gândeam că trebuie să merg ca jurnalist. Uh, și treptat, m-am gândit, am pregătit această vizită. Am uh, vorbit cu mai multe trusuri de presă, cu mai multe m -m 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 chiar televiziuni. Uh, cei mai mulți însă nu erau două, dispuși să susțină un astfel de demers. De ce crezi? Uh, e, oarecum este mai simplu să se bazeze pe. Știrile preluate de la agențiile de presă e mult mai simplu. O, și în, sigur, sunt și niște costuri implicate în a trimite o echipă în Ucraina. Nu e tocmai uh, presupune asta, niște costuri. Uh, de asemenea, poate s-au gândit că este foarte periculos pentru că sunt niște riscuri pe care trebuie să ți le asumi. Doar e război, nu? Da. Deci sunt mai multe considerente. Plus că eram cumva din afară. Dacă vreau să trimită pe cineva, poate ar fi trimis pe cineva cu care lucrează de mult timp și cu care deja era format o, o legătură. Deci sunt probabil mai multe considerente, însă părea mea este că în Ucraina ar fi important să fie mai multe echipe și de la televiziuni românești și de la alte reviste, ziare, radiouri, pentru că mult mai multe lucruri afli când ești acolo. Nu e suficient doar să preiei știri de la agenții de presă, sigur, și acelea sunt foarte importante, dar fiind acolo, având echipe pe teren, și la Liov, și la Kiev, și la Harkov, eu am fost în toate aceste trei orașe, la Liov și la Kiev vă spun că este, riscurile sunt mult mai mici. Acele orașe mai sunt lovite din când în când, dar foarte, foarte rar. Deci nu este un risc foarte mare. La Harkov însă erau explozii în fiecare zi, 10, 15, 20 de explozii pe zi. Po poate ne spui puțin cum ai trecut vama. Știu că par detalii insignifiante în vreme de pace, ok, dar e război, știi? Da, am, mai întâi am fost, am fost la un eveniment, la o conferință foarte importantă la Riga, la începutul lunii iunie, după care am coborât în Polonia și din Polonia. Am intrat din Polonia spre Liov. Liovul este aproape de granița ucraineană-poloneză. Am stat la Liov câteva, la Liov câteva zile. Acolo care a, a fost una... prima ta impresie când ai ajuns în Ucraina în, în plin război? Uh, în mod natural, se schimbă ceva în tine, simți că nu e la fel de firesc cum ai merge prin București sau într-un alt loc din, din România, simți, că, simți o tensiune că plutește în aer. Și într-adevăr plutește, mai ales că la Liova am auzit primele alarme antieiriene. Pe străzi lumea este oarecum relaxată, da? dar te lovesc imaginile cu statuile protejate cu saci de nisip, spre exemplu. A, își protejează statuile și diverse clădiri, mai mult sau mai puțin oficiale, sunt protejate cu saci de nisip. Așadar, semnele războiului sunt peste tot pe unde mergi, prin aceste orașe, chiar dacă nu sunt neapărat explozii sau chiar dacă nu se moare în fiecare zi. În, în, zona Liov și în zona Kiev se moare poate odată la 10 zile sau nu știu, s-ar putea face niște statistici cât de des sunt oameni uciși de rachetele rusești în Liov sau în Kiev. Dar perspectiva morții e prezentă. Da, conversația cu moartea o ai. Este inevitabilă. Și dramatic este că zeci de milioane de oameni din țara vecină sunt supuși acestei terori. Sigur că foarte mulți s-au obișnuit, sigur că foarte mulți rezistă, sigur că foarte mulți au găsit mecanisme de, de, de a rezista, de a merge mai departe, pentru că viața merge mai departe, cumva. Da? În același timp, cu siguranță vor fi urme. Și la nivel psihologic și la nivel de percepție, asupra lumii, asupra vieții, asupra viitorului, asupra speranței de speranțelor, asupra de destinului, asupra, asupra um, sensurilor vieții până la urmă, pentru fiecare dintre cei de acolo și cei care experimentează o astfel de stare de război, da? pentru că până la urmă e ca un fel de ruletă rusească, dacă îmi permiți, în sensul că oricând poate să cadă o rachetă. imaginează că mergi pe stradă, că mergi la supermarket, sau că ești la școală, sau că mergi... Bun, acum probabil școlile s-au mai închis, dar au fost școli lovite, au fost supermarketuri lovite. Spitale. Spitale, blocuri de locuințe, orice. Nu ai o, nu ai o certitudine, nu, nu poți să anticipezi, nu poți să spui în locul în care sunt nu va cădea sigur, sigur nicio rachetă. Pentru că ați văzut, rușii lovesc orice nu doar, să zicem, obiective militare, ci foarte multe obiective civile. Și atunci, normal că moartea planează asupra ta în orice clipă, cu un risc mai mic sau mai mare, în funcție de zona în care ești. Cum te-au primit acolo, Remus Cernea? Bănuiesc că ai avut nevoie, nu știu, să dau acreditări de presă, să nu fi confundat cu un spion, e totuși război și e risc. Da, într-adevăr, trimiți o serie de documente, și primești o acreditare, într-un anumit interval de timp ți se oferă o acreditare de presă, astfel ai acces la toate conferințele de presă care se țin, ai o relație cu autoritățile de acolo și mai mult, asta am reușit în Harkov, Harkovul este aproape de linia frontului, la 10-15 km, linia frontului se, se și mișcă, se, se mișcă din nefericire, acolo se duc lupte grele și se moare zilnic în Harkov, Uh, și ai și șansa de a colabora cu armata în sensul de a primi mai multe informații și chiar de a fi adus în proximitatea frontului. Eu îți spun sincer, uh, organizasem, am, am solicitat asta, am vrut să fiu. Uh, armata îți oferă, oferă echipelor de jurnaliști posibilitatea să se apropie de front. Bun, adică ei, armata îți oferă și protecție, bănuiesc că și Iti despre oferă. asta e vorba. Da, bun, sigur, uh, Newsweek România a achiziționat pentru mine o vestă anti a achisionat pentru mine o cască uh, care să fie la standardele cerute de zona de front. Fără de care n-ai ce să cauți acolo. Fără de care nu, nu ești primit în zona de front ca jurnalist, adică nu ești primit oficial. Dacă vrei să fii înregistrat oficial, să ai toate acreditările și să ai această relație de colaborare cu. Uh, pentru că acreditarea vine de la Ministerul Apărării. Uh, uh, trebuie spus și asta. Și uh, armata ucraineană oferă posibilitatea jurnaliștilor să se apropie de zona de front. Ei nu te duc chiar în întâi sau unde, unde se duc luptele sau pentru că uh, siguranța ta este o prioritate și pentru ei. Și da? că dacă ai fi acolo ca jurnalist îi și încurci. Oamenii aia chiar luptă. Da, și uh, e sunt nenumărate rațiuni pentru care putem înțelege de ce armata ucraineană nu vrea să și să nu se expună nici pozițiile. Da, nici să se expună pe ea însăși pentru că dacă ești jurnalist și nu știu, faci poze sau filmezi chiar unde se duc lupte și apoi le postezi pe internet sau în materiale de presă ele pot servi inamicului. Moscova nu doarme. Da, și clar că Moscova monitorizează tot. Deci sunt multe rațiuni și de securitate și de siguranță pentru jurnaliști și multe rațiuni pentru care evident că uh, nu, nu vei fi dus chiar în linia întâi. Dar poți să fii dus aproape de linia întâi. Poți să fii dus în zone apropiate de front. Cu condiția ca frontul să nu sufere modificări substanțiale în ziua aia. Ei bine, se organizează un astfel de drum și pentru mine. Însă, în, în, într-o zi în care, din nefericire, frontul s-a mișcat și a, a căzut acel drum în apropierea frontului, am rămas în orașul Harkov, care este sfâșiat de bombardamente, pentru că sunt foarte multe clădiri, vezi foarte multe clădiri distruse în Harkov. Sunt aproape 200, este și o hartă, ucrainienii au făcut o hartă a la nivel de țară, pentru întreaga țară, pentru întreaga Ucraina, a locurilor care sunt lovite de rachetele și de bombardamentele rusești sau de bombardamentele aviatice sau de artileria propriu-zisă. Bun, acum hai să spunem că... În Harkov sunt aproape 200 de astfel de locuri lovite. Uneori de mai multe ori în același loc. Am deslușit cumva mecanismul prin care, nu știu, un jurnalist ajunge acolo. Hai să vedem puțin, dacă vrei, elementul uman cum ai găsit Kievul, capitala pe care Vladimir Putin nu ne spunea că sau în sfârșit presa a servit lui că o va cuceri în maxim 3 zile. Um, Liovul în primul primul oraș în care am stat câteva zile a fost Liovul, vă spuneam în, în vestul Ucrainei, un oraș superb, un oraș cu arhitectură, să zicem, castil, Poți să spui că este un oraș central european foarte civilizat, foarte curat, foarte e mai aproape de Polonia, aproape de Polonia și cu o istorie îndelungată. A fost o bună perioadă sub diverse imperii central sau centrale europene, să spunem. Și vezi această această evoluție istorică a orașului, arhitectural vorbind, este un oraș superb, cu extraordinar de multe clădiri minunate. Kievul de asemenea este un oraș foarte frumos și cu arhitectură impresionantă, deși cu multă arhitectură din perioada sovietică, să zicem, dar din aceasta grandioasă. Cum erau oamenii? Nu știu, erau pline cafenelele, totuși e război, e plin război, rachete, bombe cad și, și în Chiev. Nu știu, lumea își duce copiii la școală, la grădiniță, spitalele funcționează, e curent electric, e apă curentă. Da, în, în Liov viața merge mai departe, părea că, părea că lucrurile sunt în normal, însă, și în Chiev. însă urmele războiului, cum spuneam, erau peste tot pentru că vedeai statui protejate sau clădiri protejate și într-o zonă destul de centrală erau fotografii cu persoane care muriseră din cauza, ca urmare a bombardamentelor rusești. Deci erau un, ca un fel de memorial. Astfel de memoriale sunt și în Kiev. Da. da. De asemenea în Kiev. Și în Kiev vă spun că oamenii merg pe stradă. Est, sunt mulți oameni pe stradă. Și iarăși s-ar putea face filme, documentare artistice despre acest contrast între naturalețea cu care oamenii merg pe stradă, se plimbă, vorbesc, zâmbesc, își zâmbesc unii altora sau stau pe o bancă sau ca și cum viața ar fi obișnuită, dar în același timp în permanență planează asupra lor și asupra celor dragi lor și asupra întregii țări, planează această amenințare teribilă cu bombardamente rusești, bombardamente cu rachete, cu avioane, deci, este, este un contrast care, pe care cu siguranță regizorii de valoare îl vor, îl vor pune în, în scenă. Îl vor, vor realiza îl, și documentare și filme artistice despre această situație incredibilă pentru acest an 2022 în centrul Europei. Cred că oamenii din Kiev despre care spui că iată, merg pe stradă, poate mai zâmbesc, nu știu, beau o cafea undeva și au mm. dezvoltat asta ca mecanism de apărare da. ca să nu ia razna? este limpede că vor fi niște efecte și am discutat și cu un psiholog, pregătesc un material, am luat un interviu unui psiholog care povestea tocmai că vor fi efecte și că sunt statistici care arată că în, în astfel de situații aproximativ 25% din oameni sunt afectați într-un fel sau altul. Și va fi nevoie probabil pe an de zile după acest război să ani de zile să fie uh, uh, eu știu, un soi de terapie pentru cei afectați, adulti și copii. Un pacient cât un popor. Da, un popor de 40 și ceva de milioane de oameni, 25% calculați singuri cât înseamnă. Și sigur, la același tip de stres, la același tip de amenințare, oamenii pot reacționa diferit. Unii au o rezistență, trec mai departe fără să fie foarte afectați, alții pot fi foarte afectați. Și uh, iar asta am văzut, uh, uh, atmosfera este mult, mult mai tensionată în Harkov. Care în e prasă. mai aproape de front. Da, acolo, uh, vă spun, uh, uh, străzile sunt aproape pustii, mai vezi așa oameni, dar foarte puțin pe străzi, mai vezi câte o mașină trecând la câteva minute, dar la câteva minute. Noi aici în București da, ne plângem că avem traficul prea aglomerat. Ei bine, în Harkov semnele războiului sunt mult, mult mai vizibile și este suficient să te plimbi prin centru câteva minute și vei descoperi clădiri lovite. Am făcut foarte multe poze, am filmat foarte mult în Harkov mai au curent electric acolo, oameni, apă. Au curent. Au curent electric, au apă, au uh, internet. Serviciile, nu știu, pompierii funcționează, poliția, da. 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 da, 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 serviciile acestea de intervenție funcționează. Însă este foarte important să ajutăm în continuare Ucraina inclusiv umanitar. E nevoie de salvărți, pe exemplu. Ambulanță. Este nevoie de ambulanțe, este nevoie de mașini pur și simplu, să trimite mașini. Eu o să încerc să fac apel la cine pot în România să, să încercăm să, nu știu, să donăm niște ambulanțe. Second hand, nu contează, dar să fie niște ambulanțe funcționale, desigur, niște mașini care se poată fi folosite ca ambulanțe, pentru că este lipsă și de așa ceva. Războiul acesta nu știm când se va încheia. Dorim să se încheie acum, în clipa asta, și să Ucraina să învingă. Dar nu știm. Poate va mai dura luni, poate ani, nu știm. E limpede că va fi nevoie de un sprijin substanțial și în continuare din partea Uniunii Europene, din partea NATO și umanitar și militar. Pentru că unii spun de ce să trimitem arme, că avem nevoie de pace. Nu poți, nu poți avea o pace în care ești înfrânt. Aia este o pace inacceptabilă. Ia, singura pace pe care Ucraina și lumea democratică o poate accepta este o pace în care Rusia este înfrântă. Nu în care Rusia câștigă și ocupă Ucraina sau ocupă teritorii vaste în Ucraina uh, și își supune acest popor. Nu, aia nu este o pace, este o înfrângere, este o capitulare. Și atunci, pentru a avea o pace autentică, o pace durabilă, și pentru a pune la punct invadatorul rus, e nevoie să atingem acea pace susținând Ucraina inclusiv militar. Din păcate, Remus Cernea, iată, ca orice criză, nu? și războiul din Ucraina ne relevă, ne descoperă și nu știu, față de noi înșine și față de cei din jur, așa cum suntem. Foarte mulți dintre noi își ascund la șitatea, nepăsarea față de drama. Iată, 9 milioane de ucrainieni, conform ONU, au plecat de acasă, devenind refugiați. Ne ascundem nepăsarea și egoismul sub forma împăciuitorismului. Ipocrit, da? Churchill spunea că împăciuitorul este persoana care hrănește crocodilul cu speranța că va fi mâncată ultima. Uh, și, uh, nu, e, e, e trist. Uh, cum crezi că, uh, nu știu, ne-am comportat în toată perioada asta? Pentru că avem uh, și aici, iată, în București, ne, mă întâlnesc eu cu refugiați ucraineni pe stradă aud vorbind în ucraineană. Uh, nu știu, e loc de mai bine? Putem face mai mult? Uh, ai spus că e nevoie de ambulanțe? Uh, tu chiar vrei să mergi iar în august acolo în Ucraina? Da. Uh, ce am mai putea face, nu știu. Um, vreau să vă spun un lucru. Noi românii ne-am câștigat un extraordinar respect uh, din partea ucrainienilor. Adică atunci când te-ai dus acolo și ai auzit a, vii din România, da. perfect. Da. Când spui că ești român în Ucraina, ești fratele lor. Noi și polonezii suntem uh, priviți ca fiind cei care i-am ajutat uh, cumva în prima linie de ajutor umanitar. Iar da. din primele zile. Da. Deci, Polonia și România se bucură de un uriaș respect acum în Ucraina. Și nu e vorba doar de un respect, să zicem, manifestat la nivel de autorități, ci manifestat inclusiv la nivel de oameni obișnuiți. Uh, și pretul tine nu ne spuneam că sunt din România, uh, aproape că eram luat pe sus și îmbrățișat, și, da, adică oamenii uh, erau foarte calzi. Și, și, și mult mai accesibil pentru tine ca jurnalist. Da, da, sigur. Nimeni nu, nu mi-a refuzat un interviu sau, eu știu, o încercare de a dialoga. Nu, toată lumea era foarte deschisă. La rândul meu admir rezistența lor, pentru că toți se simțea în toți, pe lângă apăsarea războiului, pe lângă această, să zicem, acest sentiment pe care cu siguranță îl încercau de, de mâhnire știind că în fiecare zi compatrioți de ale lor mor uh, prin felul în care vorbeau, prin felul în care se comportau, ucrainienii arătau și reziliență, hotărâre, determinare. Nu erau nici defetiști, nici vai ce ni se întâmplă, nu. Erau o să rezistăm și o să învingem, o să învingem, o să învingem. Uh, în permanență spuneau că vor învinge. Când discutam despre război, spuneau ok, e cu Rusia a venit peste noi, dar îi vom învinge, vom câștiga acest război. Și asta a fost extraordinar. Și da, România ar putea face în continuare lucruri, cred eu, ceva mai mult ar putea face la nivel de autorități, la nivel de guvern. Nu spun acum neapărat că trebuie să furnizăm noi ca țară arme, probabil că România nici nu dispune de arme foarte performante sau de arme care ar fi neapărat vitale pentru uh, apărarea militară a Ucrainei, dar uh, dacă avem posibilitatea să livrăm și arme, după părerea mea, ar trebui să o facem. Însă putem face enorm uh, în plan umanitar. Uh, și cred că aici, uh, eu vă spun, ucrainienii îmi ziceau ambulanțe, ne trebuie mașini. N-ar putea România să trimită 50-100 de astfel de mașini? Second hand, da? Guvernul nu ar putea debloca o sumă sau, nu știu, primăriile, nu ar putea face niște campanii uh, la care se contribuie și cetățenii. Iată, în alte țări s-au -au făcut campanii publice prin care s-au cumpărat din Turcia uh, drone sau, eu știu, uh, da, Da, dar au fost de-a dreptul duioase acele campanii în care un popor întreg, parcă Leton, da. nu, în Letonia, oamenii au strâns uh, 3 milioane de euro sau 4 Cinci. sau 5 milioane de euro pentru o dronă și compania Bayraktar a zis, nu, domnule, asta e din partea noastră, e... Da. Da, deci am putea face și astfel de gesturi. Dacă nu cu drone, măcar cu ambulanțe. Haideți să Bucureștiul nu ar putea, nu are forța asta să strângă donații, să trimitem 10 ambulanțe din București? Eu cred că am putea și n-ar fi atât de greu. Ce ar trebui să învățăm din, din, conflictul ăsta din Ucraina, în care mor oameni? Președintele Zelenski spunea că zilnic aproape mor câte 100-200 de soldați ucraineni, asta pe lângă civili. Vladimir Putin, Putin spunea cinic, așa cum e firea, că încă n-am văzut ce poate face armata rusă în Ucraina, încă, încă nu s-au apucat serios de treabă. Ce ar trebui să învățăm, pentru că suntem aici la doi pași? Să continuăm să ne apărăm valorile, pentru că, de fapt, solidaritatea noastră cu Ucraina este și o solidaritate umană. Ne-a ne impresionat drama acestor oameni și vrem să ajutăm cum putem fiecare. În același timp, este și o solidaritate de valori. Ucrainienii luptă pentru acele valori care au stat la baza oricărei societăți libere și democratice din istorie. Și această comuniune de valori, pe lângă, să spunem, cauza umanitară ar trebui să ne facă să ne mobilizăm cât de mult putem, să ajutăm Ucraina să învingă Rusia. Pentru că Rusia este acum, acum, prin această acțiune a lui Putin, acțiunea este tot ceea... Ce, Rusia este quintesența a tot ceea ce este mai rău din istorie. Când privim în istorie și ne uităm la războaie, la oror, la atrocități, la genocide, la crime, la violuri în masă și așa mai departe, vedem acum că toate aceste lucruri sunt făcute de Rusia, lui Putin. Da? Sigur, avem respect pentru cultura rusă, pentru literatura rusă, pentru muzica rusă. În Rusia sunt oameni care au avut curaj și care i s-au opus lui Putin. Deci nu blamăm și eu, cel puțin, nu blamez Rusia. Avem un naval, ne avem o Ana Politovs, avem un sos jeniț în care, iată, a cunoscut Gulagul, în care erau stăpâni tot oameni de felul lui Putin. Trebuie să privim Rusia cu nuanțele necesare. Dar politic, politic și militar vorbind, ce face acum Putin Putin este cel care își umilește propria țară. Putin este cel care uh, va face din Rusia, aduce Rusia într-un propriu general din partea lumii civilizate și va lua foarte mult timp Rusiei, poate ani, decenii, poate, să-și să spele pata de pe obraz uh, pe care acum Putin, uh, cu care Putin acum își compromite propria țară. Uh, iar noi în România solidare și cu țările membre ale Uniunii Europene și cu țările NATO este esențial este vital nu numai pentru Ucraina, ci pentru noi, pentru stabilitatea și trăinicia valorilor noastre pe care cel puțin teoretic ni le, ni le asumăm. Asta dacă vrem nu să mai avem o țară, un drapel, niște granițe și libertate Uh, puțin știm, nu știu, sau vedem că războiul ăsta din Ucraina are două fațete, două părți. Uh, genocid, crime, violuri în masă, gropile comune, Burcea, Bucea, Irpin, da, în jurul Chievului și tot ce se întâmplă zilnic acolo și altă fațetă, uh, un alt spectru în Rusia, uh, unde tot Putin își uh, ucide proprii uh, cetățeni, unde ele fură uh, valorile, dreptul de a gândi liber, de a exprima opinii, da? drepturile omului sunt suprimate total acum în Rusia, uh, suferă, -aș, nu știu dacă să nu uh, supărăm pe nimeni, dacă ca și ucrainienii, dar oricum se suferă mult în Rusia, adică oameni însetați de libertate, oameni care, uh, nu știu, uh, visează o Rusie fără Putin. Da, uh... S-ar putea să nu fie suficient o Rusie fără putin trebuie o Rusie fără dictatură. Poate într-o bună zi, și Rusia va deveni o țară democratică, o țară care va prețui cu adevărat libertatea. Pentru că, da, istoria Rusiei nu prea a cunoscut democrația sau au fost niște încercări, dar ele au fost fragile și um, pentru foarte scurtă durată, pentru foarte puțin timp. Um... Ana Politovskaya, pe care Putin a ucis-o chiar de ziua lui de naștere, are o carte care i-a adus, de fapt, și moartea, din nefericire. Se numește chiar așa Rusia lui Putin. Și uh, această jurnalistă extraordinară, un om de, de o tărie de caracter. Uh, Fantastic, spunea că atunci când Vladimir Putin a venit la putere, prin decretul lui Boris Yeltsin, pe 31 decembrie 1999, a adus cu el peste 6.000 de foști colegi din KGB-FSB. Deci, oamenii ăștia cu mentalitate represivă au umplut toate structurile de conducere ale Rusiei. Deci, a ne dori să moară Putin, nu știu dacă asta rezolvă problema. Cine îi urmează, cum îi urmează și ce, ce fapte va, va îmbrățișa. Da, pentru că acum Rusia este capturată de oameni care au un anumit tip de mentalitate, care au un anumit tip de uh, acțiune, acțiune bazată pe violență. Ei asta înțeleg, ei înțeleg logica violenței. De aceea uh, speranțele că eu știu, prin negocieri, prin discuții, Rusia va fi temperată și se va ajunge la o soluționare pașnică a tensiunilor cu Ucraina și a acestui război. S-au dovedit a fi în cele din urmă speranțe de șarte. S-au dovedit a fi naivități. Ne amintim că și președintele Franței a încercat să discute cu Putin și a făcut-o în mod repetat. Nu îi scăpa lui Macron, îi scăpa tocmai această realitate Că Rusia e condusă nu doar de un lider care are el niște extravaganțe din asta militariste, nu. Rusia este condusă, din nefericire, de un sistem militarizat care nu are niciun fel de scrupule și care strivește tot ceea ce este mai de preț în lumile noastre, în societățile noastre, să zicem, libere sau care sunt cât de cât democratice. Nici la noi nu e perfect. Avem atât de multe lucruri de criticat la propriile guverne. Avem probleme economice, sociale, politice, sigur că da, și le discutăm și le criticăm, criticăm autoritățile noastre, dar avem libertatea de a o face, fără să fim aruncați în închisoare imediat avem libertatea să ne schimbăm guvernele, să mergem la vot, avem libertățile să ne implicăm politic, să ne implicăm în societatea civilă, să scriem în presă în mod critic, fără, fără teama că, ați, ați văzut acum, în Rusia sunt legi în care dacă spui că e război în Ucraina, riști, că Rusia a invadat Ucraina, riști să stai 10-20 de, de, ani în închisoare. Da? Și chiar urmăream, am urmărit pe YouTube un rus, care are curaj să vorbească deschis despre ce se întâmplă. Însă el a zis, nu -o, o să spun că e război, o să spun că este Uh, intervenție specială sau cum zic Operațiune e, specială. Operațiune specială, Dar toți știm la ce se referă, însă are curajul să prezinte realități din Rusia și este critic, dar în subtext e critic față de ce face Putin. Am văzut filmulețul acela în care un om a fost ridicat pentru că era cu o coală albă în mână, Aha, cu alte okay, cuvinte, okay. tovară și noi știm ce gândești, asta e tot ce contează. Remus Cernea, suntem din păcate la final de discuție. Știu că pregătești o nouă plecare în Ucraina, în luna august. Da. Uh, povestește puțin despre asta, pentru mine și cei care ne privesc acum. Um, îndemnul meu față de presa din România este să trimită cât mai mulți corespondenți acolo și vă spun, dacă trimiteți la Kiev sau la Liov, acolo este, există un risc, dar el este foarte mic. Uh, ideal ar fi să fie trimiți uh, corespondenți și în zone cu cea mai mare risc, dar aici e la latitudinea fiecărei televiziuni sau al fiecărei da, jurnalist, al fiecărui jurnalist ce riscuri își asumă. Însă vă spun, această dramă incomensurabilă din Ucraina ar trebui să fie cât mai bine reflectată în presa din România. Ne privește, ne privește direct. Nu numai că este lângă noi, ci și pentru că pune în discuție toate valorile importante și pentru noi. Veți fi foarte bine primiți acolo. Ucraina este o țară în care prețurile sunt relativ mici, nu sunt costuri foarte mari care să fie presupuse de un astfel de drum. Important este să avem acolo jurnaliști care să depună și ei mărturie și să înregistreze mărturiile celor de acolo și să fie și ei martori față de această Uh, dramă teribilă uh, și în felul ăsta evident să ne exprimăm o dată în plus noi ca țară și noi ca jurnaliști și ca presă din România solidaritatea cu cei de acolo e important ca ei să simtă că solidaritatea rămâne la cote înalte și interesul rămâne la cote înalte pentru că vă spun ucrainenii la un moment dat, au venit la o conferință de presă și au spus am văzut că în presa internațională a început să scade interesul pentru acest război Lumea obosește. Da, lumea obosește și ei sunt lucizi, sunt conștienți de asta. Dar tocmai de asta e important să găsim resurse în permanență în noi înșine. Pentru a fi alături de Ucraina, pentru a transmite ce se întâmplă acolo, pentru a arăta lumii întregi și națiunii române și lumii întregi ce se întâmplă acolo. A, ah, și sigur că în România, dacă mai sunt și voci din acestea care fac cumva jocurile lui Putin și care vor să relativizeze sau să dea vina pe NATO, ok, ne vom confrunta pe social media și cu astfel de voci. Sigur, asta suntem o țară liberă, deci mai puțin și plei, suntem la final de discuție unde o să te putem vedea, unde o să putem vedea ce vezi tu acolo. Da. Uh, voi, merge, voi mai merge câteva zile la Kiev pentru că uh, intenționez să iau uh, și alte interviuri, să fac alte interviuri cu oficialități. Tot pentru Newsweek, nu? Pentru Newsweek România, uh, iar apoi voi merge din nou în zonele din Est, care sunt foarte apropiate de front și veți găsi materiale publicate și pe Newsweek România și pe canalul meu de YouTube, Remus Cernea Official. Unde am și transmis, vă spuneam, am și transmis și am surprins chiar în direct, în timpul unor live-uri pe YouTube, explozii, explozii foarte aproape de mine. Și cu tremurau, da, se, se, se vede foarte clar pe, pe imagini, se aude explozia și se, se vede forța acelei explozii. Remus Cernea, mulțumesc și numele meu, dar și al celor care, iată, ne privesc acum, îți doresc drum bun și îți doresc să fii în siguranță acolo și să vii și să facem o nouă întâlnire în care să ne spui ce și cum de acolo. Cu mare drag, păstrăm legătura, poate facem discuții chiar când voi fi acolo, de ce nu? Avem Zoom, avem Skype, putem să ne auzim și de acolo. Eu îmi doresc, îmi doresc să se să, să mențină interesul pentru Ucraina, îmi doresc foarte mult să ajutăm în continuare, este nevoie, este necesar să ajutăm în continuare, iar autoritățile române au o șansă uriașă să fie în rând cu uh, cele mai importante democrații și cu cele mai importante uh, chiar puteri economice și militare din, uh, din lumea noastră uh, pentru a sta alături de Ucraina cu fermitate. Îți mulțumim, Remus Cernea. Le dorim numai bine ucrainienilor care, din păcate, trăiesc cele mai oribile clipe din viețile lor în aceste zile. Eu sunt Paul Palenciar. Până la următoarea întâlnire, toate cele bune pe curând.